Salutare, prieteni! Sperăm că sunteți pregătiți pentru o nouă întâlnire cu frații Marc și Ana. După cum știți deja, adolescenții vânează falsurile și au început lupta cu dezinformarea chiar din familia lor. În curând, Marc și Ana vor merge la mare împreună cu părinții lor. În timp ce Ana este în căutarea celui mai frumos costum de baie, Marc o ajută pe mama sa să găsească o valiză încăpătoare. Știu vreo două site-uri ale unor producători de valize. Propun să ne uităm acolo. Poate au ceva reduceri chiar acum. Marc, tocmai mi-am amintit. Am văzut pe Facebook o postare care anunța că aeroportul Chișinău vinde cu vreo 30 sau 50 de lei valizele uitate de unii călători. Hai să ne alegem și noi una de acolo. Aeroportul s-a apucat să vândă valizele oamenilor? Nu cred. Mamă, sincer, nici eu nu cred că poate fi așa ceva. Am văzut cu ochii mei. În poză erau multe valize de toate culorile și toate dimensiunile și păreau nou-nouțe, iar prețul lor foarte mic era scris cu cifre mari de o șchioapă. Asta miroase a manipulare, mamă. Cred că autorii postării au ales intenționat o imagine în care să fie mai multe valize, ca să atragă atenția unui număr cât mai mare de oameni. Și prețul extrem de mic, dar scris așa ca să se vadă de la o poștă. E tot pentru a atrage cât mai multe priviri. Se pare că mai multe persoane au luat valize de acolo. De unde știi? Am văzut că acea postare avea sute de comentarii, sute de distribuiri, de inimioare nici nu mai zic. Ce, toți oamenii aceia s-au lăsat manipulați? Da, se pare că nu e tare greu să te lași prins într-o astfel de capcană. În acest caz, s-a dorit ca oamenii să fie influențați de niște informații neadevărate. Mamă, asta se numește manipulare informațională. Și pentru a-și atinge scopul, autorii postării au falsificat o fotografie. Uite, mămico, îți pot demonstra că niște escroci au găsit pe internet o poză cu multe valize, făcută mai demult. Apoi, au pus pe acea imagine textul ăsta mincinos și gata. Falsul a fost produs în câteva clipe. Ciudat. Dar cum putem să ne dăm seama că suntem manipulați și ce trebuie să facem? Cel mai important este să nu luăm decizii pripite. Să ne punem mai multe întrebări înainte de a lua o hotărâre. Mico, hai să recunoaștem că la vederea unor astfel de oferte, îți vine să exclami. E prea frumos să fie adevărat. De aceea, încercăm să verificăm informația. În cazul dat, e ușor să o faci. Asta pentru că reprezentanții aeroportului internațional Chișinău au spus deja că informația despre vânzarea unor valize pierdute este o minciună gogonată. Ei, dragii mei copii, se vede că nu degeaba stați voi pe internet. Pe toate le știți. Pur și simplu ne place să ne antrenăm gândirea critică. Ce bine ai zis, Ana. Gândirea critică trebuie să fie antrenată, precum în mușchi. Permanent. Cât despre valize, hai să mergem la o plimbare prin magazine. Poate îmi găsesc și eu un costum de baie pe plac. Mergem. Marc, ne însoțești? Cu plăcere. Ai depistat un fals în mass media sau pe rețelele de socializare? Raportează-l pe platforma semnale.stopfals.md și noi îl vom dezminți. Să combatem împreună falsurile apărute în spațiul public.